Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru sâmbătă, 3 aprilie. Hai să vedem pentru această zi ce o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici împăratul, arcana majoră, care în tarot ne vorbește despre zodia berbec. Dacă sunteți în zodia berbec, aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în această zodie, sau aveți un posibil partener, parteneră în zodia berbec, acest mesaj va fi foarte important pentru voi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, această arcană majoră ne vorbește despre nevoia de a lucra continuu pentru a menține relația voastră, pentru a întreține energia iubitoare și plăcută dintre voi și partenerul sau partenera voastră. Aici acest împărat a avut deja luptele importante și a cucerit deja partenerul sau partenera, dar asta nu înseamnă că munca sa este finalizată. Nu, dimpotrivă, împăratul va trebui să depună chiar mai mult efort după ce și-a cucerit teritoriile, după ce și-a creat imperiul, pentru că acum intervine momentul în care trebuie să construiască. La finalul războiului, după ce s-au semnat tratatele de pace, vine momentul cel mai delicat în care cele două persoane, cei doi parteneri, trebuie să înceapă să își construiască o viață împreună. Și această carte, simbolizând și zodia berbec, această energie de foc cardinal, de inițierea unor lucruri noi, ne vorbește despre importanța efortului depus zilnic, constant, puțin câte puțin, pentru a construi relația pe care vă doriți, pentru a construi viața pe care vă doriți împreună cu partenerul sau partenera voastră. Iar dacă voi sau partenerul sau partenera voastră are astăzi niște momente în care e foarte încăpățânat și nu vrea să renunțe nici în ruptul capului la anumite lucruri, această carte ne vorbește despre importanța negocierii. E important să vă păstrați calmul, să vă păstrați echilibrul, să nu porniți un război din nimic, ci să adoptați metoda diplomației, să negociați, să discutați cu calm, cu capul pe umeri, pentru că în acest fel o să aveți mai mult succes decât dacă vă tot certați, vă tot contraziceți și vă războiți unul cu altul. Aici e important să conștientizați că partenerul sau partenera voastră nu este inamicul, voi doi sunteți aliați și trebuie tot timpul să porniți fiecare zi, fiecare clipă cu această energie. Pentru cei care sunteți singuri, aici împăratul ne vorbește despre nevoia ca voi să faceți primul pas, ca voi să inițiați schimbarea pe care doriți să o vedeți în viața voastră. Nu mai stați pe gânduri, nu mai stați pe loc. Dacă aveți deja pe cineva în viața voastră cu care v-ați dori să începeți o relație, voi trebuie să fiți cei care inițiați discuțiile, care faceți primul pas și mergeți să cuceriți această persoană, indiferent dacă voi sunteți bărbați sau femei, nu contează, aici energia e clară, voi trebuie să faceți primul pas. Dacă nu aveți pe nimeni în viața voastră și vreți să întâlniți pe cineva, iarăși aici mesajul este clar, trebuie să ieșiți din zona voastră de confort și să mergeți ca un viitor împărat, să mergeți în lume, să pășiți în lume și să găsiți aceste teritorii noi pe care vreți să le cuceriți. Pe partea de sănătate avem o altă arcană majoră, carul, petonul, cartea care în tarot ne vorbește și despre energia racului. Vedem aici o altă carte cardinală, o altă energie cardinală, de data aceasta e vorba de semnul cardinal de apă, care ne vorbește despre emoții, despre sentimente, despre lumea noastră interioară. Și aici, cu această energie pe partea de sănătate, am câteva mesaje pentru voi. În primul rând, dacă doriți să vă îmbunătățiți starea de sănătate, trebuie să începeți din interiorul vostru, de la echilibrul vostru emoțional și mental. Trebuie să lucrați asupra acestor lucruri și de-abia după ce
reușiți să vă înțelegeți pe de-întregul sentimentele, emoțiile, nevoile voastre spirituale și emoționale, de-abia pe urmă o să începeți să vedeți și rezultatele pozitive în corpul vostru, în organismul vostru fizic. Pentru toată lumea, această energie ne vorbește și despre viteză, despre atingerea foarte rapidă a scopurilor voastre și a țelurilor voastre. Cu o singură condiție, să faceți, începând de astăzi, ajustările necesare în viața voastră, în rutina voastră zilnică, în obiceiurile voastre, în dieta voastră, în stilul vostru de viață. Și dacă aveți curajul să faceți acest pas încă de azi, rezultatele o să se vadă mai rapid decât vă așteptați, pentru că această carte ne vorbește despre o corecție de traseu. Astăzi trebuie să corectați traseul și începând de mâine deja rezultatele o să fie și vizibile. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici doiul de săbii. Sunteți blocați, vă simțiți oarecum legați de mâini și de picioare, ca și cum nu puteți să obțineți ceea ce vă doriți și vă simțiți ca o victimă a destinului. Dar aici această carte vă spune clar că este în mâinile voastre, este în puterea voastră să faceți schimbarea pe care vă doriți pe situația voastră financiară. Această persoană aici cu doiul de săbii se autolimitează. Vedeți că persoana asta nu e legată nici de mâini, nici de picioare. Dar e oarbă, nu poate să vadă anumite lucruri din jurul său pentru că are aici niște idei preconcepute la care ține atât de mult, pe care le ține atât de strâns în mâini ca aceste două săbii, încât nu poate să renunțe la aceste idei preconcepute ca să vadă realitatea obiectivă, adevărul care este chiar sub nasul său. Și aici soluția e foarte simplă. Dacă această persoană și-ar pune jos din mâini aceste două săbii, ar putea să-și elibereze mâinile astfel încât să își dea jos. Aici pe partea de bani, carieră, situație financiară avem doiul de săbii, o carte care ne vorbește despre limitări autoimpuse. Aici aveți impresia că sunteți o victimă a destinului, că sunteți o victimă a circumstanțelor, a situației actuale, a oamenilor din jurul vostru și că nu puteți să faceți nimic ca să vă îmbunătățiți starea financiară. Dar acest lucru este fals, este o minciună. Este o minciună autoimpusă. Aici vă limitați singuri și vă furați singur căciula, pentru că, de fapt, voi sunteți mai puternici decât vă puteți imagina. Dar, ca să puteți să treceți la nivelul următor, fie că vreți să vă găsiți un job mai bun sau poate chiar nici măcar nu aveți un loc de muncă acum și vreți să vă găsiți un loc de muncă sau vreți să începeți o afacere sau vreți să atrageți mai mulți clienți la afacerea voastră, vreți să atrageți niște colaboratori mai serioși, mai buni în viața voastră profesională, orice vreți să îndepliniți aici, trebuie să înțelegeți că înainte trebuie să renunțați la niște idei preconcepute, trebuie să vă schimbați tiparele mentale, trebuie să vă eliberați de niște gânduri pe care le țineți foarte strâns, ca aceste două săbii pe care această persoană le ține în mâini, niște gânduri care vă blochează, care aici vă creează acest X, acest simbol de interzis asupra voastră. Toată abundența pe care vă doriți poate să vină în viața voastră, dar mai întâi trebuie să vă deblocați energetic și mental de acele gânduri preconcepute care vă țin prizonieri în situația actuală. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, un mesaj suplimentar pentru această zi. Pentru cei care n-ați văzut încă analiza lunii aprilie pe fiecare semn zodiacal în parte, vă las aici la colțul din dreapta sus playlistul complet. Vă recomand să le urmăriți, fiecare video are 3 părți. Mai întâi fac analiza astrologică a lunii, în care vă spun pentru fiecare zi în parte care sunt evenimentele astrologice din ziua respectivă și cum vă pot influența acestea. Pe urmă fac horoscopul zodiei voastre, în care ne uităm la cele mai importante evenimente astrologice ale lunii și cum vă influențează la nivel individual și la final scot mesaje suplimentare de la cărțile de tarot, cărțile oracol și astrozaruri,
în cazul în care mesajele de la partea de astrologie și horoscop nu sunt suficiente, să avem și clarificare suplimentară de la tarot. Bun, și acum hai să vedem mesajul suplimentar de la cărțile Oracol pentru această zi. Este următorul. Creez convingeri noi și minunate pentru mine însumi. Exact ce vă cere și această carte să faceți. Și puteți să vă folosiți de această mantră ca să vă ajute să vă deblocați aici energetic. Viața e foarte simplă. Îmi creez experiențele după tiparele mele de gândire și simțire. Ceea ce cred despre mine însumi și despre viață devine real pentru mine. O carte foarte frumoasă care vine aici și vă completează întru totul mesajul acestei cărți de doi de săbii. Vreți să vă schimbați realitatea? Schimbați-vă tiparul mental și emoțional. De acolo începe totul. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!